oportunități de finanțare pentru cei care vor să investească în satele și comunele din țară. Antreprenorii din mediul rural vor putea accesa fonduri europene anul acesta pentru crearea și dezvoltarea activităților neagricole pe linia de finanțare DR29. Beneficiarii vor putea obține o finanțare de 200.000 de euro pe proiect, cu intensitatea ajutorului din fonduri europene de 65%. Cea mai importantă linie de finanțare va fi, cum spuneam înainte de pauză, fosta măsură 6.4, actuala DR29. Finanțarea este importantă, până la 200.000 de euro, dar și cofinanțarea este ridicată. Este vorba despre 35% cofinanțare din partea solicitanților. Asta pe lângă eventualele cheltuieli neeligibile care pot apărea, ceea ce face ca la un moment dat proiectul să fie implementat jumate din fonduri europene, jumate din fonduri publice. Bugetul destinat liniei de finanțare DR29 este de 150 de milioane de euro, iar printre condițiile de eligibilitate se numără următoarele. Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență, incapacitate de plată sau în dificultate. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din domeniile sprijinite prin intervenție. Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției. Este important pentru cei care doresc să acceseze acest program să urmărească, în momentul în care ghidul va fi publicat, lista de activități eligibile, condițiile în care proiectul se poate implementa și mai ales susține ulterior. Să-și planifice investițiile în așa fel încât să folosească toate mecanismele pe care AFIR le pune la dispoziție. În ceea ce privește mecanismele de finanțare, antreprenorii pot opta pentru mai multe variante, în funcție de planul de afaceri și modul în care vor să-și implementeze investiția. Ca de exemplu, să implementeze proiectele în mai multe tranșe și să nu aibă un efort financiar foarte mare într-un singur moment, AFIR dă posibilitatea proiectelor să se implementeze până la o durată de 3 ani, atunci când sunt lucrări de construcții, și 2 ani când sunt proiecte simple, doar de achiziție de echipamente. De asemenea, au posibilitatea să opteze pentru mecanismul cererii de plată, ceea ce înseamnă că își vor selecta furnizorii, își plătesc doar partea lor de cofinanțare, vin echipamentele și mai apoi AFIR, în baza acelei cereri de plată, va plăti beneficiarului diferența de 65%, cu care poate să-și plătească furnizorul ulterior. Deci sunt mecanismul avansului. Imediat ce se semnează contractul de finanțare, pot cere până la jumătate din întregul ajutor de la AFIR, ca mai apoi să demareze plățile către furnizori cu acei bani. Sprijinul se acordă pentru investiții în afaceri neagricole care vizează domeniile de servicii, producție sau turism.